am ajuns la minunatul și rotundul număr de 200 de zile pe această hartă. Și aș putea zice că în aceste 200 de zile chiar am început să ne construim o colonie de vikingi destul de interesantă și destul de mărișoară, aș zice eu. <laughs> Între timp am mai dat un picuț upgrade la vreo două case pe aici ca să poată să intre mai mulți oameni. Din nefericire, au murit, nu mai țin minte, cred că da, ne-a murit fermierul. Ne-a murit Odin, fermierul. Și a fost înlocuit de altcineva. Deci s-au întâmplat niște chestiuțe off camera, cât m-am mai învârtit eu pe aici. Am mai dat pe la câteva clădiri, așa, în stânga și în dreapta, ca să fie toate rezolvate până când ajungem să, să filmăm episodul, ca să zicem așa. Uite, deja Minerul nostru, văd care are ceva probleme acolo și trebuie să mă duc să văd care e care schema cu el. Înainte să ajung la el, bine ar fi să mergem la Playtime Rewards și să vedem aici că avem 195 de zile și respectiv 200. Ne-a dat un tort. Mama mia! Nu-mi zice că ne-a aruncat reward-urile pe jos. Deci nu-mi zice că s-a întâmplat acest lucru. Nu, nu s-a întâmplat. O, oh, perfect, excelent. Avem 36 de nuggeturi de diamond și văd că mai avem câteva de emerald. That is a very very nice if you ask me. Avem un rare loot crate pe care dacă deschidem o să ne dea un spawn egg, forgotten spawn egg. Nu știu ce asta și nici nu vreau să știu dacă nici nu vreau să știu. Nici nu vreau să aflu acum, sincer să fiu cu voi. mi am mai făcut un picuț un picuț de curățenie prin inventar și am găsit la un moment dat orange toolbox-ul ăsta pe care dacă îl punem pe jos, vedem că avem uh, diferite unelte în el și putem să spargem lejer cu mâna. Și chiar acum, înainte să încep filmarea și să ajungem la minunata sumă de 200 de zile, ca <gură> să zicem așa, am uh, am dat să se upgradeze mina. Am dat să se upgradeze mina la nivelul următor ca să putem să-l punem pe minerul nostru să mineze cu trânăcoapii de diamant și așa mai departe. Și între timp văd că băiatul nostru are nevoie de niște resurse pe care o să trebuiască să îi le ofer în încetişor, încetişor, cu treabă bună. Probabil că după ce fac asta o să vin, uite aici, așa frumos și o să-i dau un, un upgrade și la asta. Că din câte văd eu... Ok, nu are nevoie de Red Nether Bricks. Ok, nu o să-i dăm upgrade la asta. <laughs> uh, Nether Bricks Stairs avem. Aș avea de unde să-i ofer, dar de Red Nether Bricks nu dispun în momentul de față. Nu dispun de o grămadă de chestii din Nether, fiindcă nu am fost încă acolo. Nu am fost încă acolo și, după cum putem să vedem, am doar 3 bucățele de Obsidian. Însă astăzi o să fie altul planul. După ce terminăm cu mina, să fie mina upgradată, cel mai probabil o să mă duc pe un hospital, adică un spital și pe o școală, ca sătenii noștri să fie din cei ce mai educați. Din ce am văzut eu, ăștia micuții nu cred că se duc la universitate, nu sunt 100% sigur, ar trebui să avem prinată școală și după aceea universitate, cam așa ar trebui să funcționeze lucrurile în satul nostru, dar nu avem școală, avem doar universitatea. Așa că cel mai probabil astăzi o să ne ocupăm de clădirile astea două. Nu pot avea decât cuvinte de laudă pentru tânărul Eric, constructorul nostru minunat și mirific. Ia uitați-vă și voi cât de frumos arată mina noastră. Avem dita mai căsoiul aici și pe lângă asta l-am pus să dea un upgrade și la depozitul nostru de iteme. Pot să zic că s-au durat extraordinar de mult și în timp ce așteptam ca Eric să-și facă treaba aici și să upgradeze depozitul nostru de iteme, am avut și o micuță revelație. Măi, cum ar fi dacă am mai avea încă un constructor. De asta am și făcut încă un builder sat, așteptăm deocamdată la școală și la, la, cum îi spune, la hospital, la spital, așa. Am uitat cuvintele în limba română, Jesus. Așteptăm să facem prima dată Builders Hut-ul. pentru că mi-ar fi mult, mult mai ok cu doi constructori, unul care să upgradeze clădiri prin stânga și prin dreapta, iar celălalt să le construiască pe cele noi. Pe lângă asta, Cumva s-a întâmplat de au murit doi săteni, au ajuns cumva prin niște peșteri și au fost bătuți de câte zombi și alte chestii. Nu-mi dau seama ce căutau ei în peșterile respective, dar mă rog. Și pe lângă asta am avut și eu o vizită. Iarăși încerc să dau zoom de pe z. <laughs> am avut și o mică vizită de la câțiva pirați. Am murit și eu de vreo două ori, din nefericire. Și mi-am pierdut din nivele, de asta mai avem încă 26 de levele acolo jos în bară. Dar măcar am rezolvat problema cu pirații, n-au murit sătenii mei și nici gărzile noastre, sunt toate în regulă și ok. Acum ce trebuie să fac eu este să vedem unde o să punem următorul Builder's Hut. Mă gândeam să-l pun în partea asta aici, în zona asta lângă depozitul nostru, ca să fie cât mai aproape de depozit, să fie cât mai ușor să primească iteme. Și ar fi fost o soluție și partea asta pe care o avem noi în direcția asta, doar că în direcția asta mai degrabă m-aș axa pe a face un cartier de case, adică să avem ceva căsuțe puse pe aici frumos, cu vedere la plajă și așa mai departe, să fie lângă ocean, să aibă briza oceanică, să intre așa frumușel dimineața în casă pe geam. Și atunci mă gândesc că zona asta ar fi una minunată pentru, pentru builder satul nostru, nu mai știu exact ce dimensiune are. Dacă mergem aici la Fundamentals și dau Builder Sat, putem să vedem cât de mare o să fie Builder Satul nostru și putem să rotim un picuț în așa fel încât să intre aici cumva. Chestia este în felul următor. Din câte mai ținem noi minte de episodul trecut când am făcut, cum îi spune, școala asta noastră sau universitatea, ne ducem aminte că, din nefericire, clădirile astea trebuie să fie cu totul și cu totul în zona noastră. Asta, din ce văd, este cu probabil 1, 2, 3, 4 blocuri în afară, ceea ce înseamnă că trebuie să facem asta 1, 2, 3, poate chiar 4, ca să o băgăm înapoi în zona noastră. Lucru care o aduce foarte, foarte, foarte aproape de clădirea asta, de depozit. N-ar fi neapărat un lucru rău, fiindcă nu ne-ar trebui un drum chiar atât de mare și de larg între depozitul nostru și clădirea asta. Dar totuși, parcă aș vrea să fie măcar trei blocuri. Zic eu. Zic eu, zic eu. Și dacă ne uităm, puteți, poate să fie la același nivel. Nu e un lucru rău. Bine ar fi probabil să o mutăm un picuț mai încoace. Câtă distanță aș vrea oare să las între astea două? Um. Asta mă normal vin până aici, ceea ce înseamnă că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ar fi perfect. Am avea 7 blocuri acolo și 3 distanță aici între ele. Întrebarea este dacă mă lasă să o placez. Asta e întrebarea. Și aș putea să fac chiar de level 3 instant, fiindcă, în teorie, materialele necesare pentru a construi nebunia asta de level 3 le-aș avea. Dacă bine mi-aduc eu aminte. Ia să vedem, dacă dăm o bifă. Oh! Se poate construi! Wow! Excelent! Excelent! Asta înseamnă că eu pot să dau aici treaba asta, să dau build options, builder, eric McGee și build building. Extraordinar! Perfect! Nu trebuie să. Uh, hello! Ce Dumnezeu e asta? Business. Ai ai ai, 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 ce mă enervează când se întâmplă chestia respectivă. Nu știu care modul cu albinele, trebuie să, mă, trebuie să mă informez un pic, să vedem și care e faza cu albinele astea și cu cuiburile astea de albine de diferite tipuri. Și să vedem ce putem să facem și cu ele, dacă avem vreo șansă și vreo posibilitate să obținem niște resurse într-un mod un pic mai mh, gratuit, aș zice eu. Măi, Cornel, ce faci măi aici, mă? Hai să lăsăm pe Cornel în pace. Doamnelor și domnilor, avem și a doua clădire a, cum îi spunea, constructorului gata. De data asta îl avem pe Sam. Sam's Builder, uite aici. Sam Constructorul, prietenul nostru amic, care este el. I-am dat să-și facă un upgrade la clădire, să o aducă la nivelul celelalte clădiri, ca să putem să ne facem noi treaba liniști și cu Sam și cu Eric, în funcție de cum avem noi chef pe aici prin sătucul nostru. Însă în timp ce am uh, așteptat să se facă clădirea respectivă, am observat că mai avem încă o micuță problemă. Și mai exact, uh, avem un singur curier care se ocupă de o grămadă de chestii și... <laughs> Asta nu prea e de plâns. Nu are destul timp sau nu-i nu nu destul de eficient încât să apuce să facă toată treaba din sat. Practic ce face curierul? Se duce la tăietorul de lemne, se duce la mină. Se duce la ferma de acolo, se duce la pescărie și adună toate materialele de, din zonele respective sau de la casele respective și le aduce toate în depozit. După care din depozit duce materiale fiecarei chestii în parte. Adică, spre exemplu, dacă la restaurant avem nevoie de ceva mâncare, el trebuie să se ducă la depozit, să ia mâncarea din depozit, să o ducă la restaurant pentru a fi prăjită împreună cu cărbune, bineînțeles dacă constructorii noștri au nevoie de materiale, după cum putem să vedem aici pe, listă, spre exemplu pe asta, curierul trebuie să vină frumușel și să ia toate materialele astea și să le ducă, cum zice, constructorului nostru din depozit, asta în cazul în care avem materiale respective în depozit. Și din ce putem să vedem aici, sunt stairs nu avem un depozit, nici lână gri, nu avem nici spus nici spruzloguri, loguri, avem ce în regulă cu ăștia, băieți. Uite-le, spus log aici ai. Despre ce vorbim și despre ce discutăm aici? What do you mean? Treci acolo. Și, practic, chestia asta o face curierul, dar fiind unul singur, nu prea apucă să se uh, ocupe de toate requesturile pe care le au sătenii noștri de pe aici, de prin zonă. Deci s-ar putea să fie nevoie să mai facem încă un curier sat, să mai avem încă un curier în sătucul ăsta, pentru că începe să prindă cât de cât formă și începe să prindă dimensiuni tot mai mari și atunci uh, o să avem nevoie neapărat de oameni care să facă același lucru, o să avem nevoie chiar de doi sau de trei oameni care să facă exact același lucru, cum ar fi curierii sau constructorii sau uh, așa, sau și așa mai departe, nu sau. <laughs> și acum o să mă pun eu să caut pe aici o zonă undeva unde să pot să mai pun un curier care să fie destul de aproape, aș zice eu, de depozit. Mă interesează să fie cât de aproape de depozit cu putință. Să nu să nu fie prea de departe, să nu fie nevoit să facă un drum prea lung. Poate că și putea să pun un curier acolo sus undeva, sau poate un pic mai jos. Vedem, văd, eu mă descurc că o să-i caut un loc la, la curierul nostru, după care, bineînțeles, o să fim nevoiți să ne apucăm neapărat separat, neapărat separat doamne, neapărat o să fie nevoie să ne apucăm de școală și de spital două s și mi-a venit în capul meu cuvântul separat. Incredibil cum funcționează creierul uman câteodată. Sper că acum că avem doi curieri să fie mult, mult mai legeră treaba pentru constructorii noștri și, și pentru restul muncitorilor din colonie, dacă aș putea să le zic așa. I-am dat la dușorul acesta, la domnul Sam, sau domnișorul Sam, nu știu sigur dacă e căsătorit încă, nu <laughs> l-am întrebat. I-am dat să dea upgrade un picuț la construcția asta, deși știu că puteam să fac construcția direct la nivelul 2 sau 3 sau așa mai departe, dar am zis că o facem la nivelul 1 și -am, am și uitat că pot să, să, fac, să o fac la un nivel mai mare și îi, îi dăm acum la băia să-și facă treaba aici și să dea un upgrade la construcție. Între timp, am văzut eu un semnuleț acolo și nu știu sigur dacă mai îi pe acolo sau nu. Cred că nu, cred că se, se descurcă oamenii. Sper să le fie mult mai ușor acum, fiind doi curieri. Unul să se ducă să adune chestii de pe la fermele noastre și de pe la alte clădiri care, care muncesc pentru noi, iar celălalt sper să fie preocupat cu a aduce materiale de la depozit la, la muncitorii noștri. Acum, după ce am făcut toate chestiile astea, am găsit un loc aici, frumușel, în partea asta, deși am zis că aici o să fie mai degrabă un spațiu și o zonă unde să punem niște case, m-am gândit că este o idee foarte bună să punem școala fix aici, lângă universitate. Că dacă avem școala fix aici în față, după aceea peste drum fix universitatea și aici avem oricum o casă lângă și așa mai departe, cred că, cred că e o zonă destul de bună pentru, pentru a face treaba asta. Și acum că am un pui de som și am luat și micul dejun, este timpul să venim, uite aici frumușel, să vedem pe unde naiba ar fi blocul pentru școală, uite aici bloculețul. Să-i dăm un build option, să-l selectăm pe tânărul Eric McGee să-și facă treaba aici și să dăm build building. Sper să vină cât mai repede beatul nostru să-și ia întrebuințările în serios. Între timp, eu aș putea din nou, ca de obicei, să vin frumos pe aici, să-i dărâm din copaci și să-l ajut un pic să își facă treaba. Dacă îi las pe ei, din nefericire, pă, din nefericire pentru mine, durează o tonă de timp. Deci cel mai simplu ar fi să vin eu pe aici și să dărâm eu copacii de pe aici, în așa fel încât să nu trebuiască el să, să facă lucrurile astea. Cred că pot să fac asta. Ok, păi atunci cel mai bine cred că ar fi să dărâm majoritatea copacilor de pe aici, nu? Și după aceea vedem noi dacă mai punem chestii decorative sau dacă plantăm uh, alți copaci în schimbul ăsta uh, pe care noi îi dărămăm. Ok, jos și cu tine. În teorie, tu aici n-ar trebui să fii conectat, deci ar trebui să se întâmple o magie și să dispară toate frunzele. Și după ce curăț un pic locul, tânărul nostru, Eric, o să vină ca de obicei să-și facă treaba, să se apuce de construit, și noi o să încercăm să îi aducem materialele de care nu dispunem în depozit. Și mă bucuram eu așa că o să fac o școală pentru sătenii, cetățenii noștri, am vrut să zic, pentru copiilor mai degrabă, ca să învețe și să fie mult mai educați ca înainte. Și când am dat click pe șmecheriuța aia de acolo, mi-au zis chestia următoare. Du-te până la universitate și învață acest lucru. Adică dacă eu vin și dau click dreaptă aici și dau Build Options și selectez builder și dau Build Building, îmi zice Build a University and Research this hut to unlock it. Adică trebuie să dau research la chestia aia ca să o deblochez. Hei, ai, 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 ai. Ceea ce înseamnă că eu trebuie să vin aici frumușel sus, să dau click dreapta pe asta, să dau aici la research și cred eu că civilia nu ar trebui să fie din ce pot eu să-mi dau seama. Acum putem să deblocăm ăsta, cu stamina și să asta o să ne deblocheze nou spitalul și ne trebuie un morcov pentru asta. Ok, i-am dat să se dea, să se dea, să se investigheze chestia asta și să-i dea research. Și ținând cont de faptul că avem doi lucrători aici, cred că pot să mai pun încă unul, dar m-am uitat pe aici un picuț. Și de exemplu, accuracy ne, dă, ne dă schema asta de aici. Ne trebuie 15, 16 iron ca să deblocăm chestia asta cu accuracy și ne dă 500% last slip pentru gardieni. Ok, și ăsta ne dă barăcile din ce de aici și ne trebuie 3 blocuri de iron. Acum eu m-am tot uitat pe aici, prin stânga și prin dreapta, așa un picuț, un picuț. Și nu am văzut care chestie o să ne deblocheze școala. Aia e mica mare problemă. A, uite, ai first aid, ok. A, pot să mă duc și mai în jos. Higher learning. Oh, Ambition, Unlocks Mystical site, ăsta ce ne deblochează, Unlocks Graveyard, probabil că și ăsta ar trebui să-l facem la un moment dat. Yes. Se mai întâmplă să mai moară pe ceasăteni. Nu am știut că-i skill tree- ăsta sau whatever chiar atâta de mare. Ok, bun, băi, pot atunci să fac treaba asta de să-i dau Unlock la asta. Și acum avem două research-uri în progres și cum le zice doctorii noștri universitari, așa? <gântu -i> în momentul de față se ocupă de chestiile respective și o să învețe chestiile respective, după care o să pot să construiesc școala aici și să vedem unde sparanghel o să punem noi spitalul. În mod normal, dacă eu construiesc școala aici, nu știu dacă o să mi se deblocheze vreun ceanc în partea asta și nu știu cât de mare spitalul aș putea să îl placez pe aici până totuși ca să văd un picuț Oare la care case ar trebui să fie spitalul aici? Nu, nu are cum să fie. Fundamentals, restaurant, town hall, uite hospital. Cât de mare ești aia mă interesează în primul și în primul rând. Ok, nu pare să fie foarte mare și la level 5 arăși nu pare să arate nu știu cât de wow. Ceea ce înseamnă că aș putea, de exemplu, poate chiar să pun aici, cum ar veni, să zicem, în capătul străzii. Da, ar fi o idee. Adică să-l pun Aici vreau să am o stradă destul de mare și aș putea să las un picuț de spațiu în spate asta și în spatele asta și să pun fix aici, în zona asta, și să fie cum ar veni centrat pe mijlocul străzii. Nu, no, nu e o idee chiar așa de rea. Tot ce trebuie să facem acum este să așteptăm să-și facă, uh, cum ne zice, profesorul nostru universitar treaba și, din nou, băiatul ăsta să se apuce și el, să dea upgrade pe aici. Și am ai, 79%. Mă uitam să văd dacă e trebuie ceva material în plus, dar aparent nu. Se descurcă, e băiat mare. Dacă tot am construit școală nouă în Hauger, am învățat și eu niște lucruri. Universitatea nu este pentru cetățenii noștri. Universitatea este un loc unde noi putem să descoperim noi tehnologii și noi chestii ca să îmbunătățim viața aici în, în colonia noastră. Dacă ne uităm noi aici, după cum ați văzut și înainte... La Civilian avem tot felul de chestiuțe pe aici pe care putem să le învățăm, lucruri care fie ne deblochează chestii, fie ne dă bonusuri. Cum ar fi first aid-ul ăsta, din ce vedem noi aici, ne dă plus 2 HP la cetățeni sau high learning-ul școala, ambition-ul o să ne dea uh, mystical site-ul, o construcție. Din coace chestia asta o să ne deschidă graveyard-ul, care este cimitirul. Deci fiecare lucru din partea asta, fie o să ne deschidă ceva, o să ne-o deschis spitalul, o să ne-o deschis, librăria, o să de aici, de exemplu, o să ne dea putere de regenerare la cetățeni plus 10%. Și tot așa, fiecare chestiuță în parte o să ne dea câte, un lucru în plus. Ce s-a întâmplat? The visitor Tatiana died from drown. Asta este, te-ai necat, te-ai necat. tău, ce să zic. La fel avem și partea asta de aici, cu combatul, unde fiecare chestiuță, după cum putem și noi să vedem, o să, ne, o să ne, deblocheze câte o, un lucru. Sau, spre exemplu, mai avem încă tehnologii. Aici bănuiesc că sunt fermele și alte chestii de genul acesta. Uite, asta ne deblochează somilu, uh, cum îi spune la somil, că mi-i pe limba acum. Fie un fier de fierăstrău circulă sau ceva de genul ăla, nu mai știu, care să taie lemne și uite, să ne deblochează smelterii și așa mai departe. Deci fiecare chestiuță în parte ne deblochează câte un lucru, doar că noi trebuie să le dăm doctorilor noștri universitari de lucru și în același timp, după cum putem să vedem, fiecare chestie în parte ne cere câte ceva. Aici, spre exemplu, o să vedem că ne trebuie 3 hay ca să facem chestia asta, din cu o să ne trebească vainuri, aici scări, lor, aici cărți, aici mâncare și așa mai departe. Deci De aici deblocăm noi tehnologii și noi chestiuțe. Nu mai țin minte că am jucat de foarte mult timp mod pe acesta și nu știu dacă așa au fost și înainte sau doar versiunea asta de 1.19.2 este schimbată. Însă e foarte interesantă treaba asta cu, cu tehnologiile. Face tot, tot feeling-ul ăsta al jocului să pară așa ca și cum te-ai juca un real-time strategy, ca și cum te-ai juca un RTS. Și aici avem școala. I-am dat upgrade, cred că la nivelul 2, nu sunt 100% sigur, dar cred că la nivelul 2 îl avem pe Dustin, care este învățătorul, profesorul nostru. Ok, aici n-avem nimica. Chestia e în felul următor. Nu prea avem momentul de față, studenți, pentru că nu mai avem tineri învățăcei în, în satul nostru. Poate pe viitor, când o să mai dăm upgrade la vreo căsuță sau ceva, să mai apară câte un sătean nou sau când o să ne moară vreun muncitor și o să se... o să avem loc, o să se facă loc pentru, pentru un nou copil, probabil pe atunci. Dar până atunci, deocamdată săracul stă acolo și cred că învață singur pentru el. <laughs> Între timp, după cum ziceam, am pus și spitalul aici frumușel în partea asta. Nu știu dacă spitalul are o zonă de acoperire în ideea în care să, cum îi spunem, să acopere numai o singură zonă, o, o anumită zonă din colonia noastră și să nu poată să vină toți coloniștii la spital. Trebuie să vedem chestia asta. După ce îl construiesc, o să vedem dacă e așa situația sau e un pic diferită. Că în cazul acela o să fim nevoiți să facem un spital acolo, să facem un spital în partea cealaltă de colonie, probabil, și după cum ne extindem, să facem tot mai multe spitale pentru, pentru coloniștii noștri. Bună ziua, Kaya. Bună seara, de fapt. A, avem un quest la cai. Trebuie să mergem să batem 20 de zombie. Deși nu cred că o să-i dea nimic. Mie cel puțin nu-mi dă nimic. Am mai făcut quest ăsta cu zombie. Probabil că ei o să-i dea un pic de boost de ceva. De confidence or something. What is it? Și tu ce ai? Tu ai influenza. Super. Unei cartofu, cartoful? Cartoful și morcovul. Uite aici așa, un cartof și un morcov. Hai Hi. să te tratez. Doamne, de-abia aștept să fac spitalul ăla să scăpăm o de chestia asta cu influența. Bă, băiatule, bă, dar ce monștri sunt pe aici, mâncați și sufletul tău. Ia stai un picuț. Unde ești, mă? Unde ești, mă, scheletule? Oi era un schelet aici, să nebunesc. Deci n-am văzut așa ceva. Dăm papucii ăia, de fapt, că ăștia să mei. Era un schelet aici, a dădea cu niște chestii pe jos, ca și cum ar fi fost evoker. Cred că evoker îi spune la care îți dă tot temen normal în Minecraft. Și nu înțelegeam, a murit literalmente din două mișcări. Uite, și un paianjen invizibil. Bine, din ăștia am mai văzut. Ce să petrece pe lumea asta? Uai, deci trebuie să-mi fac niște armuri. Mult mai tare. Astea de cupru sau fier sau whatever. Astea nu, nu știu ce. Pentru că sunt niște mob puternici pe aici care au tendința să te înconjoare, să te agațe, să te rupă. Și nu înțeleg care e schema cu sabia asta de nu dă damage, fratele meu. Deci dai în ei și nu se întâmplă nimic. Dai în ei și dai degeaba. Uite, la are o... What the... asta are o... Rachetă în mână. Pyro mob, chica. Eu, noroc că se bat între ei. Vreau și eu să fac challenge-ul ăla cu zombalăii ca să scap odată de treaba cu zombalăi și uite-te și tu cu ce mă ca asupra mea. Jesus Christ! Cabinetul doctorului este gata. Ceva de genorată, l-am adus la level 2, nu l-am lăsat la, la level 1, că era o baracă în puime, nici n-avea pereți, nici nimic, așa arăta ciudat, rău de tot. Cam așa arată în momentul de față. Am aici niște floricele pentru a le degusta. Uh, cum, zice cum la simțul ăsta mirosului? Nu mai știu exact, dar pentru, pentru a le mirosi și a ne bucura de mireazma lor plăcută. <laughs> Pe aici avem o intrare, avem două patru în momentul de față și pe Dalton, care este medicul nostru și arată tare ciudat. Stai un costum din ăla vechi, de pe vremea medievală. Cred că ceva de genul arătau doctorii. Am citit odată despre el și de ce avea ciocul ăsta sau masca doctorului, de deci ce era așa și era vorba despre ceva chestii cu boli infecțioase. Nu mai țin minte exact 100%, dar găsiți informații pe internet 100% de ce arătau așa pe vremuri costumele astea ale medicilor erau mai mult vraci, cred că cumva nu erau neapărat medici, că veneau și sfăceau făceau tot felul de chestii din ierburi și lucruri, dacă bine mi-am eu umblau cu poșetuța aia după ei, nu știau eu prea multe despre, zis um, zi să zic, despre corpul uman, despre anatomie și lucruri de genul ăsta, dar e, na, erau buni și ei, erau buni și ei să facă ceaiuri și chestii ca să te vindece de anumite lucruri. Și am mai dat un upgrade între timp, acolo sus, la fermă. I-am mai dat un upgrade la fermă, Momentul de față, nu știu dacă se vede de aici, probabil că dacă urcăm un pic cuțole, lecuță, o lecuțo, o, lecuțo, o să o zărim. Că este dincolo de, prea mare băiatului, e prea mare asta, prea, prea mare mina noastră, e imensă, nu vezi nimica de ea. Nu vezi absolut nimica de mină. Aici am partea asta, uite așa, da, pe ăsta aici. Avem ferma, i-am dat și la asta un upgrade. Cred că, dacă ține o bine minte, este adusă la nivelul 3. 3 sau patru, una din, una din astea, nu mai țin minte 100%. Deocamdată o avem tot pe Alexandra, Alejandra, Alejandra G. Sparrow. Auleu, ești fica capitanului Sparrow. Uu, o să avem probleme aici cu pirații, doamne ferește. <laughs> și avem două filduri pentru un moment. Avem fieldul ăsta cu cartofi și avem fieldul ăsta alt cu wheat, Cred că s-ar putea să schimbăm cartofi la un moment dat în uh, morcov, pentru că avem destul de, mult destul de mulți cartofi, dar morcov nu prea avem și din ce am văzut, la restaurantul nostru se servește mai mult pește. După cum vedeți și eu tot mănânc pește de bucată de vreme în coace. să fim nevoiți la un moment dat să schimbăm treaba asta, că deja e destul de, e destul de enervant să tot mănânci pește, pește. Vrem și noi o vită, o, știu și eu, o, o costiță de berbecuț, ceva acolo, o ceafă de porc, un mic Mititelul mic, o treabă, un o Să mai schimbăm și noi meniul la restaurant, că deja... Jesus mother of Christ. Însă ce-am mai făcut între timp, am parcat două căsuțe. Una fixă aici, are un bloc distanță între școală și casă și un bloc distanță între restaurant și casă. <coughs> Trebuie să văd cum fac peretele ăsta de aici, zidul ăsta. Că casa, din câte știu eu, o să vină la nivelul ăsta, cred. Nu, da, da, la nivelul respectiv o să vină. Și acum o să dăm un build options aici și o să-l punem pe Eric și o să-i dăm să construiască căsuța, să-și facă el treaba. Și am mai plasat încă o casă, fix pe zonele astea unde ziceam aici, cu vedere la ocean, să se vadă frumos, să aibă briză marină, că Am mai plasat încă o casă pe partea... A... de fapt, nu, stai, că nu m-a lăsat aici. Am vrut să plasez aici o casă, aici, și după ce am vrut să plasez aici, din păcate nu mă lasă. Numărul să îmi spune că este în afara perimetrului, cum ar veni. Dacă nu chestia asta, vedem că perimetrul nostru este până aici. Ok? Și în partea asta la altă, din păcate, îi, îi, stop la perimetrul aici și avem încă un picuț în partea asta. Probabil că dacă îi dăm încă un upgrade la universitatea noastră, s-ar putea să avem atunci destul loc sau să ne crească perimetrul în zona, în zona de aici. Nu știu sigur, în schimb, de ce are nevoie asta pentru a fi upgradată. Ok, avem nevoie de Allium, care e o floricică pe care, în mod normal, ar trebui să o găsim pe aici, prin zonă. Flower pots Light Grade Carpet, Cactus nu avem, sau nu țin eu minte să avem. Așa, Red Banner putem să facem rost, Anvil, stăm cam prost cu fierul. Adevărul este că Acacia, din câte știu, avem, cel puțin plank și Blue Banner se poate face rost. Deci, toată treaba e cu, cu fierul cu fierul, dacă o să vedem dacă putem să, să facem cumva să, să stăm mai bine un pic un picus cu fierul și eu să ne întrebească Cactus ca să-i dăm upgrade la treaba asta de aici. Însă eu vreau să mai plasez pe undeva o casă, aia mă interesează, pe undeva pe aici prin zona asta. Vreau să mai parchez încă o casă. Nu prea aș putea să o pun în spate la, asta, la altă care arăta un pic cam ciudat. Deși poate... Ia să, să vedem. Dacă dăm aici și dăm un residence normal. O dăm mai în spate un pic. Ok, ceva de genul ăsta. În teorie ar trebui să pot să o placez, că ar fi încă în interior. Singura parte nasoală este că... una intrarea? Intrarea aici. Deci ar trebui să o rotesc cumva, să o învârt, am vrut să zic. Să rotesc cumva ceva de genul și să o dau mai încolo cu vreo două blocuri și să o aduc mai încoace un pic. 1, 2 și 3 și 4, probabil încă un bloc încoace. Poate să arate ceva de genul ăsta și atunci am avea un bloc distanță între ele și aici nu știu sigur cum o să rectificăm noi treaba asta de aici, dar am putea să facem un fel de faleze sau ceva pe aici, pe unde să se plimbe oamenii, mă gândesc eu, ca să nu fim nevoiți să o dăm încă un bloc mai jos. Sau să o pun cu un bloc mai sus, și atunci să ridic cumva aici nisipul. Am o să fie groaznic când o să mă apuc de terraforming pe aici prin zonă, fiindcă o să avem nevoie și de drumuri și de lucruri, că încă suntem un picuț cam, cum, cum le zice, cam, cam nu știu, ne, nu, nu găsesc cuvântul, am un lapsus acum, din păcate. Da, da, hai să, hai să mai sus cu un bloc, să fie la același nivel cu asta, sau, nu, o lăsăm cu un bloc mai jos, o lăsăm așa, să fie totuși pe mai multe nivele căsuțele de pe aici, să arate un pic mai mișto când o să treci pe aici printre ele. Oricum o să putem lucra la, zi să zic, la terraforming, o lecuță pe aici, încât să fie totă treaba. Sau, hai să ne batem capul prea tare cu terraforming, mai bine facem așa. Ok, și o plasăm asta aici, dacă ne lasă. Perfect, ne-o să plasăm. o plasăm. Să avem două case, la o să putem să le dăm upgrade, în așa fel încât să avem doi să termin fiecare casă, ceea ce înseamnă că am avea, practic, încă patru oameni noi, ceea ce înseamnă că aș putea să mai fac niște, z... nu ziduri, niște taure, așa, niște turnuri de, de gardieni, niște turnuri de protecție, pe aici, prin zonele astea. O să am nevoie de un turn, probabil undeva aici, parcat, prin zona asta, așa. După aceea, cel mai probabil o să-mi trebuiască încă un turn pe partea asta alaltă. Și probabil că un turn undeva aici în spate la restaurant. Da, cred că aici ar fi o, o zonă destul de ok iarăși pentru un turn. Fix aici așa în zona asta. Încă un turn de protecție. Toată treaba este să avem destui oameni care să muncească pentru noi. Încă două case în sătucul nostru. Două case de nivelul 2 chiar. Putem să ne uităm aici frumos. Acum o terminat să cu a doua casă. Avem încă un loc liber aici pentru a se mai naște încă un copilaj Și o să avem patru locuitori în astea două case, ceea ce înseamnă că pot să mai fac încă vreo 3-4 turnuri sau 3 turnuri și încă ceva ca viitorii, viitorii adulți care o să stea în casele astea să, să poată să aibă locuri de muncă și să muncească și să așa mai departe. Aici, din ce am văzut eu, aveam un copil mai înainte care cred că crescuse la un moment dat, tu nu ai nici cască, nici armură pe tine, A Trebuit să-ți iei una, sincer să fiu cu tine. Am avut mai înainte un atac de la niște gușteri care erau în partea aia undeva prin pădure pe acolo și mamă cerau să mă ferfilească, deci n-ați văzut așa ceva. După cum ziceam, trebuie să trec cât mai repede cu putință la armuri mai bune, pentru că astea de cupru nu prea, nu prea fac față și astea de zinc, chiar și mă gândesc că nu sunt foarte wow nici ele. Îmi trebuie ceva diamant sau ceva, poate ceva chiar, chiar mai bun. Putem să spunem că am făcut destul de multe în satul nostru pentru marcul de 200 de zile. Nici nu știu, cred că sunt 200 și acum. Unde trebuia să mă uită pentru zile, că nu mai țin minte. 247 chiar, ne apropiem de 250 de zile. Pot zice că am făcut destul de multe. Avem și o universitate, avem și o școală pentru sătenii noștri. Majoritatea clădirilor sunt destul de upgradate. Tăietorul de lemne și mina stau binișor, ferma iarăși ne stă destul de bine, avem și pescarul care ne umple burtica cu pești. Câteva căsuțe, nu avem așa de mulți cetățeni, dar totuși sunt câțiva, n-am ajuns încă la 25, cred eu, dar prima țintă este de 25. Nu știu sigur câți cetățeni am în momentul de față și aici la Playtime Rewards, ok, cred că ne mai dă încă un reward, probabil undeva la 250 de zile. Însă ne-am descurcat destul de binișor, ne-am dus destul de departe. Mai avem încă de învățat o grămadă de treburi și de făcut o grămadă de lucruri pe aici prin, prin Haugr. Dar asta o să se întâmple în episoadele viitoare. Până atunci, dragii mei, eu nu vă mulțumesc pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest episod și să ne vedem cu bine în celălalt. Până atunci, să aveți grijă de voi. V-am țucat. Ceau les.